Eu încerc să filmez aici, dar acolo sunt doi câini. Oh god, Grivei, Grivei, unde fuge? Unde fuge Grivei? Unde se duc? Mi-am dat seama că tot videoclipul am filmat cam jumătate de cap. Dar sincer, nu puteți să vedeți, însă am improvizat eu aici o chestie de filmat. De fapt, o să vă arăt pe Instagram, așa că mergeți acum pe Instagram și uitați-vă la story-ul meu ca să vedeți cam cum arată toată situația asta de aici. Hello! Ultima dată când m-ați văzut, era mai albă, nu-i așa? Astăzi am stat toată ziua la plajă și m-am prăjit. Cred că puteți să vă dați seama, mai bine se vede pe abdomen. Da, m-am prăjit bine de tot, dar am revenit în același setting pentru că acest videoclip va fi partea a doua la videoclipul meu legat de sfaturi pentru admiterea la medicină. Și dacă nu l-ați văzut, vă îndemn acum să mergeți să-l vedeți. Acolo am vorbit despre ce profil ar trebui să alegeți dacă vreți să dați la medicină, cu cât timp înainte ar trebui să începeți să vă pregătiți, de unde să luați informațiile, adică de unde să învățați pentru admitere și așa câteva informații despre chimie și fizică. Știu că s-a terminat cam abrupt, dar reluăm acum conversația. Astăzi se pare că nu avem gâzuliță, așa că treaba merge perfect până acum. Bateria e încărcată, sper să mă țină. Așa că o să începem vorbind despre cum am organizat eu pentru examenul de admitere. A fost acum 5 ani, așa cum v-am povestit, și nu mi-amintesc foarte multe. Îmi aduc însă aminte că am fost foarte copleșită încă de la început de avalanșa de informații. Erau absolut toate noi pentru mine și văzând așa pe biroul meu un stack de 7 manuale, încă nu aveam cartea cu grile, însă le vedeam manualele pe birou și mă gândeam că nu am să reușesc niciodată să rețin atâta informație, mai ales că mă pregăteam și pentru bacalaureat. Și pe atunci era luna septembrie anului 2012. Fiind o fată conștiincioasă, mi-am zis încă de atunci că o să am de învățat pentru bac, așa că trebuie să mă apuc de pe atunci să învăț la admitere și mi-am propus să învăț câte un capitol pe săptămână. Și când zic câte un capitol, mă refer, iau un capitol, aleg eu un capitol pe care îl doresc eu și îl învăț din toate manualele. Cred că baza mi-a făcut-o din manualul Cristescu, parcă așa se chema, nu mai țin bine minte, credeți-mă, a trecut atât de mult timp, acum am cu totul alte cărți în cap, dar parcă baza mi-a făcut-o din Cristescu și în funcție de fiecare capitol erau alte manuale care poate aveau mai multe informații. De exemplu, capitolul de endocrinologie, țin minte că l-am învățat mai mult din Ariniș, pentru că erau tabelele alea foarte frumoase în acel manual și îmi plăceau foarte mult, erau foarte bine sistematizate și le vizualizam foarte bine, erau și foarte colorate, parcă dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Îmi stabileam un capitol la început de săptămână, îl învățam dintr-un manual și apoi treceam prin toate celelalte ca să adaug informații și să fiu sigură că știu absolut toate informațiile legate de acel capitol. Bineînțeles că nu a funcționat. Se adună foarte multe, știți și voi, mai ales în liceu, în ultimul an, mai vrei să ieși cu colegii, te mai uiți la un serial, mai înveți și pentru bac, se adună foarte multe chestii și nu am reușit să învăț câte un capitol pe săptămână, mi-am dat seama de acest lucru încă din prima lună și mi-a zis că trebuie să-mi reorganizez cumva planul meu pentru învățat și țin minte că mi-am propus să învăț câte un capitol la 2 săptămâni. Acest lucru a funcționat până la urmă, se pare că mintea mea a reușit să se adapteze la acest ritm de funcționare, puteam să rețin bine un capitol la 2 săptămâni, ba chiar să-l țin minte pe parcursul a mai mult timp, pentru că știți și voi, trebuie să repetați materia, nu să o învățați numai o singură dată și să uitați de ea, se pierd foarte multe detalii în timp și de aceea trebuie să rețineți o dată, de două ori, de trei ori, ca să fiți siguri că rețineți acele detalii minore și știți că în grile ei caută exact acele detalii minore și vă sucesc mințile în toate părțile ca să-și dea seama dacă le-ați învățat. Și da, până la urmă așa a mers pentru mine. Țin minte că doream ca să termin materia până la finalul anului 2012, deci până în decembrie eu doream ca să termin materia, să trec prin materie cel puțin o dată și nu am reușit. Terminasem, cred că, jumătate de materie până în acel punct. Apoi, în luna ianuarie, februarie, am mai învățat puțin. Cred că în luna martie m-am trezit eu foarte bine și mi-am dat seama că trecusem prin materie, cred că o singură dată până în acea lună și am zis că nu se poate așa ceva. Bineînțeles, învățam și pentru bac în paralel, învățam foarte bine pentru bac, învățam istorie, română, nu am dat la geografie bacalaureatul, l-am dat la... La ce l-am dat? La logică. Parcă l-am dat la logică, da, alesesem logica. Logică și argumentare, da, mi-a plăcut disciplina asta.
Și învățasem foarte bine pentru BAC. Am trecut încă o dată prin materia pentru admitere. Mi-am dat seama că am uitat foarte multe chestii, dar am trecut peste acea panică, știți? Panica aia care se instalează când îți dai seama că mai ai o perioadă foarte scurtă de timp până la examenele cele mai mari din viața ta. Am avut o zi, două, în care m-am panicat, pur și simplu mi-am ieșit din minți, nu știam ce să fac, simțeam așa că fuge pământul de sub picioare, dar mi-am revenit, m-a ajutat și mama, mi-a zis că se poate, că am trecut prin materie. Deci a fost bine, până la urmă mi-am revenit, dar am avut nevoie de câteva zile să mă readaptez stilul meu de muncă. Pe la sfârșitul lui aprilie sau începutul lunii mai, nu mă amintesc exact, țin minte că eram gata cu materia. Trecusem prin ea de 3 ori, așa cum v-am zis și vouă, eram cât de cât sigură de cunoștințele mele, știam că rețineam aproximativ 80-90% din informații, tot îmi scăpau câteva detalii. Asta e viața, o să vă scape detalii tot timpul. Important e să țineți minte baza și tot trecând prin materie o dată, două ori, de trei ori, se rețin și detaliile alea mai minore. Și da, terminasem până atunci materia, eram cât de cât sigură de mine și by the way, știu că primesc foarte multe întrebări legate de nesiguranța asta pe care o aveți voi înainte de examen. Nu știți, sunteți panicați, nu sunteți siguri de voi și ca să aveți siguranța asta trebuie să învățați. Atunci când stăpânești o materie foarte bine, vine și siguranța de sine, vine și relaxarea, puteți să dormiți și mai bine la noapte, deci asta e singura soluție, să învățați. Tot în acea perioadă țin minte că mi-am cumpărat și cartea de grile. Nu mai știu exact de unde am luat-o, cred că de la o librărie, dar s-au întâmplat așa de multe lucruri în perioada aia că chiar serios nu mi-aduc aminte de unde am cumpărat-o. Și am început să o rezolv. La început a fost mai dificil, mi-am dat seama că nu cunosc chiar toate detaliile alea minore, că trebuie să citesc mai bine propoziția, pentru că ei luau fix fraza din carte și fie înlocuiau un cuvânt foarte mic ca să te inducă în eroare, însă fraza mi se părea familiară și totuși alegeam varianta aia, deci sunt niște chestiuțe în astea minore la care trebuie să fiți atenți și am trecut prin ea o dată, de două ori, de trei ori. Țin minte că cu două săptămâni înainte de examen făceam cartea aia de grile de două ori pe zi. Mergeam la biblioteca Gheorghe Asache, luam cartea, luam o cafea, stăteam acolo și nu plecam până nu treceam prin ea de două ori. Și de fiecare dată când greșeam o întrebare, pentru că aveau răspuns până la final, îmi notam întrebarea care era greșită și mergeam și învățam din carte mai bine, pentru că până la urmă dacă greșesc o întrebare înseamnă că n-am învățat un subiect destul de bine și mergeam înapoi la manuale, repetam ceea ce nu știam foarte bine și așa a venit și siguranța mea, siguranța, puteam să dorm mai bine la noapte. Totul se leagă atunci când cunoștințele se adună și îți dai seama că, măi, chiar stăpânești un subiect. Deci tot ceea ce vă pot sugera este să citiți cât puteți de mult. Chiar dacă, să zicem, vă aflați cu o lună, două înainte de examen și n-ați învățat nimic sau ați uitat tot sau ați intrat într-o panică și cumva s-a șters totul așa din mintea voastră și simțiți că nu sunteți stăpâni pe voi, tot ceea ce puteți să faceți este să învățați. Luați-vă manualele, citiți, chiar dacă vi se pare că nu rețineți nimic acum, o să vedeți că treceți o dată prin materie, treceți de două ori prin materie, citiți subiectul ăla atât de mult, până la un moment dat o să înțelegeți și o să vă dați seama că rețineți anumite informații, fără să vă dați seama și toate se leagă până la urmă. Trucuri de învățat, din păcate, nu am. De fapt, toate metodele mele de învățat vi le-am tot spus pe parcurs, am făcut și videoclipuri despre asta, vă spun mereu pe Instagram. Știți și voi, pauze dese, mers la sală, mâncați sănătos, dormiți destul, dar în principiu pauze foarte dese, eu nu pot să stau la masă mai mult de jumătate de oră, simt că înnebunesc acolo, trebuie să mă mișc, să merg în bucătărie, să-mi iau par cu apă, să fac o mască, după aia mai învăț puțin, după aia șterg masca aia, după aia mai învăț puțin, îmi pun o cremă pe față, după aia mai învăț puțin, mai fac niște exerciții, mă mai uit la un serial, pauzele astea mă ajută și nu vă dați seama, dar dacă faceți pauze multe și dese, parcă puteți să învățați întreaga zi decât să stați, știu eu, 3-4 ore pe zi să învățați fără pauze și să simțiți, să urâți procesul ăsta de învățat. Trebuie cumva să vă găsiți un mod prin care învățatul să vă facă plăcere. Și ăsta e modul meu, pauzele foarte dese. Plus, în videoclipul ăla cu notițe pe care l-am făcut și care a fost foarte apreciat, v-am arătat și câteva trucuri de genul scris frumos, scris cursiv,
folositul highlighterelor sau tot felul de scheme și diagrame care să vă ajute să învățați. De foarte multe ori apelez la videoclipuri pe YouTube sau la informații de pe internet care să mă ajute să înțeleg un subiect. De exemplu, țin minte că la admitere aveam probleme cu înțelesul potențialului de membrană și transportul activ-pasiv prin membrană. By the way, o să faceți lucrul ăsta și în primul an, așa că vă rog eu din toată inima să-l înțelegeți de pe acum. O să vă ajute enorm. Vă întâlniți cu transportul ăsta, cu transportul activ-pasiv, mai ales cu pompa de sodiu și potasiu, absolut toată viața voastră. O să aveți și la cardiologie toate clasele de antiaritmice, bine, nu toate, unele dintre ele, în fine, dar la absolut toate se bazează mecanismul pe un transport de ceva, așa că trebuie să înțelegeți membrana celulară și potențialul de membrană și transportul transmembranar neapărat în acest moment. O să vă ajute, o să mulțumiți, o să ajungeți în anul 4-5-6. O să vă amintiți de mine și o să ziceți că da, uite, avea dreptate fata asta. Găsiți foarte multe informații pe internet, pe YouTube, la fel, foarte multe videoclipuri care explică acest proces de potențial, de transport transmembranar și sunt sigură că o să reușiți să vă auto-învățați pe voi înșivă. Am mai primit întrebări legate de cum am îmbinat învățatul pentru admitere și învățatul pentru BAC și, ca să vă zic sincer, pentru BAC am tot învățat pe parcursul anului. Chiar eram foarte conștientă că trebuie să învăț, că dacă vreau să dau la medicină, trebuie să învăț măcar pentru BAC pe parcursul anului și fiind la un profil la care mă simțeam foarte stăpână pe mine, îmi plăcea limba română, îmi plăcea engleza, franceza, istoria așa, mai puțin, dar până la urmă mi-a plăcut și istoria după ce am învățat-o, pentru că așa e, după ce înveți un subiect și ești stăpân pe el și e o notă mare, îți dai seama că nu e chiar atât de greu și începe să-ți facă plăcere, nu-i așa? Dar da, am învățat bine, de pe parcursul timpului, învățam pentru teze, doream să am note mari la teze, totodată era și o competiție între mine și o altă colegă din aceeași clasă pentru titlul de șefă de promoție și lucrul ăsta cumva m-a ambiționat să învăț mai bine și să iau note mai mari pe parcursul anului ca să ies fruntașă. În clasa 11 am ales să dau examenul Cambridge ca să am un certificat și să-mi echivalez la bacalaureat, nu neapărat pentru că aș fi avut probleme la limba engleză sau făceam nu știu ce probleme legate de examen, nu, chiar stăpâneam limba engleză foarte bine, ci am dorit să o înlătur cumva din stresul meu pentru examene. La fel, eram conștientă că am de învățat și pentru medicină, am foarte multe de făcut și vroiam cumva să dau și examenul ăsta la o parte. Încă un lucru, aș vrea să vă spun să nu vă lăsați niciodată descurajați de cei din jurul vostru. Dacă visul vostru este să mergeți la medicină și chiar vă doriți acest lucru cu toată ființa voastră, știți că acesta este scopul vostru în această viață, sfatul meu este să mergeți înainte, să faceți tot ceea ce puteți, să învățați cât puteți de mult pentru acest examen, pentru că partea asta până la urmă este cea mai mică parte să intrați la medicină, după aia începe greu, o să vedeți voi după aia ce vă așteaptă, nu examenul de admitere. Dar în fine, dați tot ce puteți din voi ca să intrați, să intrați cu notă mare, să intrați la buget și după aceea o să le arătați celor care v-au descurajat că aveți asta în voi, aveți puterea și ambiția asta în voi și puteți să faceți tot ceea ce vă propuneți. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să aud tot felul de păreri de la oameni din jurul meu, păreri de genul, nu ai să reușești, ești la profil uman, de ce vrei să dai la medicină, nu ai învățat nimic, nu ai făcut deloc biologie, nu te pricepi, medicina e pentru cei de la profil real. Am auzit lucruri din astea pe tot parcursul liceului, unele chiar de la oameni în toată firea, adică de la adulți, altele de la colegi, altele de la prieteni. Însă eu în sinea mea știam întotdeauna ceea ce doream să fac, doream cu tot din adinsul să ajung la medicină, dovadă și faptul că a fost singura facultate la care am aplicat, știam că fie intru la medicină, fie nu intru la medicină și asta e, încerc anul viitor, dar îmi doream atât de mult cât am spus că am să fac tot ceea ce pot ca să intru în acel an și să le dovedesc tuturor, dar mai ales să-mi dovedesc mie însămi că pot să fac acest lucru prin forțele proprii, pentru că până la urmă nu făceam deloc biologie la liceu și iată că am reușit, deci se poate, dacă pot eu, puteți și voi, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă organizați din timp, vă rog, nu lăsați totul pe ultima sută de metri, dacă cumva ați ajuns în ultimele luni și nu prea ați învățat pentru examen,
Nu vă panicați, nu o să vă ajute cu nimic faptul că vă panicați, intrați în panică, nu știți ce să faceți. Nu. De mâine sau din următoarea dimineață, când e următoarea dimineață pentru voi, stați jos, faceți-vă un plan realist pentru voi și citiți cât de mult puteți. Faceți cartea aia de grile, învățați la chimie, la biologie, la fizică, la ce materii ați ales voi să dați un examen. Învățați cât puteți de mult, ca la sfârșitul examenului să vă puteți spune vouă înșivă că ați făcut tot ceea ce ați putut ca să luați o notă mare la acest examen. Important nu e să le demonstrați celorlalți că puteți, ci să vă demonstrați vouă că puteți să intrați la medicină și cu note mari, la buget, pentru că asta vrea toată lumea. Da, o altă întrebare frecventă pe care o primesc este legată de sfatul meu, legat de ce facultate vi s-ar potrivi vouă cel mai bine sau ce facultate vă sugerez eu vouă, fie facultatea de medicină generală, facultatea de medicină dentară sau farmacia. Toate trei sunt diferite. Și chiar dacă primesc foarte des întrebarea asta de la mulți dintre voi, mă întrebați pe care ar trebui să o alegeți sau care vă recomand eu, la fel, este strict, strict alegerea voastră și trebuie să vă dați seama care vi se potrivește vouă cel mai bine, ceea ce vă place vouă să faceți, pentru că dacă intrați la medicină și nu vă place ceea ce faceți, o să fie un chin și o să fie o oroare, pentru că e greu, pentru că sunt multe examene, pentru că eu stau aici în fața voastră și zâmbesc și vă povestesc cu căldură despre momentele prin care am trecut eu și vă fac să credeți că totul e așa, un miraj frumos, că este extraordinar la facultate și așa este, este frumos și îmi plac la nebunie toate gărzile, toate orele din spital, învățăm atât de multe lucruri foarte, foarte frumoase și simt că am crescut și eu ca persoană în toți acești ani în care am fost la medicină mai mult decât aș fi crescut, să zicem, într-o altă profesie, m-am maturizat într-un alt fel. Dar e greu, e foarte greu și voi nu vedeți partea asta. Am încercat să vă arăt de câteva ori, este dificil, însă nu o să vă puteți da seama cât de dificil este până nu ajungeți în anul întâi sau în cel de-al doilea an, în care materiile sunt atât de aride și tot ceea ce puteți să faceți este să stați la masă și să învățați tot mușchii aia, toate insețiile alea, toți nervii, toate traiectele nervoase, toate vasele de sânge și cum merg și ce raporturi au față de absolut toate elementele din corpul uman, exact ca o hartă geografică. Trebuie să știți totul din corpul uman, ce rapoarte are, ce înălțime, de cine e enervat, de cine e vascularizat. Absolut toate astea, în același moment, la același examen, trebuie știute. E foarte aridă materia. Dacă vă place medicina generală, dați-o medicina generală. Dacă vă place medicina dentară sau vreți să vă deschideți un cabinet, să vă atrage mai mult partea asta tehnică, puteți să dați la medicină dentară, dacă în schimb vă place farmacia sau v-ați văzut dintotdeauna lucrând într-o farmacie, dați la farmacie. Mai sunt și alte ramuri la facultatea de medicină, nu numai acestea trei, mai este nutriție și dietetică, mai sunt și altele, nu le știu eu pe de rost acum, dar aveți foarte, foarte multe opțiuni la îndemână și nu vă lăsați limitați. Căutați să dați la o facultate care vă face plăcere, fie că este medicina, fie că este altceva, eu mereu vă sugerez acest lucru, ca să nu vă împovărați cu o meserie care apoi să nu vă aducă fericire și să o faceți doar așa dintr-o obligație sau din motivele greșite. Eu încerc să filmez aici, dar acolo sunt doi câini. Oh, God! Grivei! Unde fuge? Unde fuge Grivei? Unde se duc? Da, tot în cadrul au rămas Grivei. Dar iată că astăzi am vorbit mai mult, videoclipul ăsta cred că o să fie super lung, sper că v-au ajutat sfaturile mele, am să-l închei aici pentru că mi se face și mie destul de frig, chiar m-am ars bine și cred că se vede mai bine în lumina asta, da, m-am ars. Asta e, ce să faci, se mai întâmplă, dacă tot ne-am luat cu distracția pe plajă, tot cu SPF, tot m-am ars, dar asta e. Eu am să închei acest videoclip aici, următorul cred că va fi despre experiența mea din primul an la facultate, despre costuri, despre cât de greu a fost primul an pentru mine, cu toate că am mai făcut videoclipul despre acest lucru și Grivei au venit exact lângă mine. Oh, Doamne, dacă iau vreun puric! Revenind, următorul videoclip va fi despre experiența mea din primul an sau din primii ani la medicină și nu ezitați să lăsați întrebările voastre pe Instagram ca să știu să le cuprind în următorul videoclip sau poate dacă vreți să auziți despre alte lucruri pe care nu le-am inclus până acum în partea întâi și în partea a doua, le aștept.
pe Instagram și o să ne includ, promit, în videoclipul următor. Dacă vreți mai multe informații despre stilul meu personal de învățare, am făcut acel videoclip despre cum îmi iau eu notițe și chiar vă invit să-l vizionați, cred că majoritatea dintre voi l-ați văzut deja, dar sfaturile acelea sunt cele pe care le folosesc eu în viața mea și cred că a fost destul de cuprinzător acel videoclip, v-am spus exact despre toate lucrurile pe care le folosesc eu atunci când învăț și cum învăț și cum organizez. Mai am foarte multe videoclipuri legate de medicină și vă invit să le vedeți și pe acelea. Și eu am să închei acest videoclip aici. Iată că cerul a devenit din nou roz. Nu știu dacă vă puteți da seama din această lumină. Să se setez aici mai, mai jos. Da. Puteți să vedeți acum că a devenit cerul mai roz. E în fiecare zi roz, mov, albastru, absolut superb. Să revin și eu la culoarea mea. Dar da, acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. La fel, noi ne vedem pe Instagram și eu vă pup de aici, de la mare. Vă transmit un pupic sărat și vă doresc vacanță frumoasă și spor la învățat, dragii mei. Pa, pa! By the way, voiam să adaug încă acum de la început, dar pentru toți ceilalți care poate nu sunt interesați de videoclipurile mele legate de medicină, vin și videoclipuri legate de fitness și de nutriție și lifestyle și vlog, pentru că am foarte multe călătorii planificate pentru această vacanță, așa că stați pe aproape. Dacă postez acum mai mult despre medicină, este pentru că vin examenele și chiar vreau să fiu un ajutorul celor care urmează să susțină examenul de admitere. Vă țin pumnii tuturor și sper să fim colegi de anul viitor cu cei din Iași sau din celelalte centre. Vă țin pumnii tuturor, o să fie bine, învățați mult. Dar da, vin și celelalte videoclipuri, nu vă faceți griji. Mai ales că acum n-am făcut sport deloc timp de o săptămână aproape și mai sunt și toată roșie, cred că se vede mai bine. Oh God! Uitați-vă! Știu că nu țin camera bine, dar sunt super, super roșie și aici se vede cum mi s-a uscat crema pe mână. Dar da, stați pe aproape că... Vă zis, vă plictisiți de mine vara asta, dragilor!